Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 29 iunie. Am venit să dau mâncare la unele colonii și am zis să vă arăt și eu cum arată o matcă. Am cumpărat niște regine virgine de la Prisaca Bucovinei și acum am văzut că vin de măci virgine, dar pe mine m-a interesat doar să se împerecheze doar atâtea cât să pot eu să văd care-i treaba cu aceste regine. Deci s-a împerecheat, a fost făcut un nucleu sau un roișor mic, două rame, s-a împerecheat și să văd acum dacă mai adaug rame. Eu am mai adăugat rame pe parcurs. El se prezintă binișor. Dacă mă întrebați pe mine ce matcă este, eu zic că este un Beca, cu toate că eu am cerut cu totul altceva. Se pare că au venit becauri. Da, să vedem. Să vedem că cum depune și na, s-a împerecheat bine, zic eu. O să, dacă reușesc să găsesc matca, o să vă arăt. Este singura din, zic eu, din Beca care s-a împerecheat. Are și un pic de nectar aici adus. Să văd până unde s-a extins cu puietul. Încă n-a ajuns aici. A ajuns pe partea opusă. A eclozat din această ramă și a depus ouă. Care e scopul, dacă reușesc să vă arăt, să-mi dați și voi cu părerea dacă e Beca. Eu zic că e Beca acum. E o ramă plină cu larvar, cu ouă. Trebuie mâncare la roișorii ăștia, nu poți să-i lași fără mâncare. Acea ramă cu miere care este aici e așa de supraviețuire, zic eu. În caz că nu reușește ele să mai alune nimic, mai reușește să trăiască și ele vreo săptămână. Și aici din mijloc e puietul acestei regine, foarte frumos. Eu mă uit după regina acum. E un puiet foarte, foarte fain, eclozează. Deci crește foarte repede, o să intre la iernat foarte bine. Dar eu sunt obișnuit cu aceste regine roșiatice. Anul acesta tot ce am făcut sunt regine negre. E
Iată, are un puiet foarte fain. Trebuie să eclozeze acum. Mă uit după madame, că nu știu unde este. Albina e liniștită, e cu minte, n-ai ce zice în privința asta. Clar sunt regine selecționate. O ramă cu puiet la roș, și aici este și matca. Nu știu dacă o să se vadă, e în partea de jos a ramei. Este aici, e măricică în această zonă. Ia să dau mai jos, poate mai aproape. Deci e o matcă roșie, un pic are în vârful cozii. Nu știu dacă o să se vadă, dar cam asta este. E o matcă frumoasă, nimeni roșie, maronie. Dacă puteți să-mi spuneți ce rasă este, eu zic că e beca în toată regula. Mai aproape, cred că acum se vede mai bine. Bun. Deodată o foarte bine, totul e în regulă. Albina e liniștită, e în regulă, deci nu poți să zici nimic despre ea. Așa, și să văd dacă au oaci pe această ramă. Da, o aici, aici. Bine, eu având problemele cu puietul văros la câteva colonii, îi țin strâns, deci nu mă mai joc cu ei, gata acum. Eu până acum, în anii trecuți, extindeam la ei, dar uite, vine câte o noapte din asta rece, îi prinde pe săraci, îi prinde puietul ăsta de pe mărgini și îl lasă, îl abandonează, atunci apare puietul văros. Mai am vreo săptămână până la floarea soarelui și este în zonă foarte multă. Floarea soarelui acum se ține vremea, umiditatea are. Așa, am mai pus rama aceea. Las în pace încă un timp. Nu arată foarte bine, dar încă nu are capacitate de a-și aduce el hrană la cât puietare. Bun, eu vin cu turtă. Am turta făcută. Fără proteină e greu să o ia înainte roișorii. Fără turtă proteică, fără proteină n-ai cum. Aveți tu acolo 2-3 grăuncioare de polen, dar ăla-i pentru moment în care au consumat turta asta și nu mai au. Bun, și un borcan de sirop. Ne punem și un borcan de sirop. Prepun și mai aici o
niște turtă energetică mare. Mai au un pic de turtă energetică, le dau și pe asta să o mănânce. Așa. Să le pun și siropelul. Ne voi pune și un borcan de sirop. Așa, și el în vreo 4-5 zile o să consume acest sirop. Bun, cam atâta. Am vrut să vedeți dacă puteți să spuneți ce rasă e acea matcă. E o tință, cred că e Deca. Va trebui să văd și cum iernează. Așa mai departe. Pachetăm aici. Avem pături. Să le țină de cald. La aia mari au aerisire, dar ăștia mai micuți, cu puietul care este, aici la mine în zonă, azi avem, nu știu, vreo 20 de grade, cred că sunt. Așa, n-a fost prea corect, adică nu-i bine să scoți puietul așa la aer și asta este o problemă, adică în momentul în care te confrunți cu vărosul, trebuie să iei toate măsurile, să nu cumva să-l mai declanșezi. Fiindcă este o boală de factori. Factori pe care ca apicultor îl declanșezi. Fără să vrei, normal. Fiindcă ascosferoza asta există în fiecare stupină în mod latent. Bun, cam atâta am vrut să vă arăt acest roișor. Până data viitoare, numai bine!